Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi, fraților, astăzi facem un nou episod în prima din a doua serie de Farming Simulator 17. Din câte vedeți aici, suntem pe Dolina, vă dați seama. Care hartă în afară de Dolina? Deci, da, începem o nouă serie și seria trecută o vom păstra și pe aia. Nu, încă vom mai posta. Mamă, ce... Nu dispărut mă astea încă. Băi, ești nebun. Așa. Bă! Dau foc. Așa. Bun. Hai să-i dăm și noi un aer. Să golim aici rapița. Haideți să vedem și ce este avem noi pe aici. Hai să vă arăt. Deci avem așa. Stați. Unde e, mă? Deci avem așa. Terenurile... Deci vă arăt acum terenurile. Deci avem terenul 2. Avem aici terenul 72. 80, terenul 80, terenul 76, 87 de la joc, 93, 67 de la care l-am cumpărat, 101, 27, te vedeți, și atât. Astea așa nu le lucrăm, pe astea că, na, așa. Asta nu e combina mea, am închiriat și o combină și o remorcă, pentru că de aici, asta, rapița asta vreau să o duc la vânzare. E, și treaba asta în felul următor, că remorcile mele au fost ocupate, pentru că, fiți, azi să vă arăt utilajele. Dați așa, deci avem aici un UTB-ul, nu te vedeți, avem aici un masiv frustat, să mai bine dăm TP. Aici am ferma, prima fermă, ferma de la joc, avem aici un 445 DT-ul, uitați, așa, ăsta un universal 445, unul normal. Mașinița, un Massey Ferguson, asta e altă treabă, mașina asta, așa, ăsta, 651M, nu, e 651 oricum, care am făcut o grămăzenie de balos, deci dacă o să vă arăt, avem aici UTB-ul cu două remorci românești, baloți mulți, băgăm aici, avem. Asta e presa, o presă de la Sima. Bă, sincer, vă recomand. E foarte realistică presa. Așa, aici avem o cisternă de la Joskin. Un Massey Ferguson cu încărcător, că am avut nevoie. Un 445. Apropo, din bălegarul ăsta se poate lua, am aflat. Așa, bă, dacă mi-ar dispărit și mie alea. O cositoare, o de-asta de strâns, iarba de la clas, o greblă. Veți vedea mai multe shorturi la mine pe TikTok. O seră. Bă, asta va fi ferma cu serele. Sincer. Deci voi lua așa, asta e ferma cu sere. Și următoarea că va veni, cealaltă e, sera, e ferma de animale. Cam așa ar veni. Așa. Bun. Mai avem, asta e combina mea, asta așa. Asta, i-am dat reset că mi se întâmplase ceva cu ea și am parcat-o aici. Asta am luat-o doar ca să recoltez rapița, pentru că aia nu merge să recoltez rapița cu ea. Și de asta am închiriat-o pe asta. Așa, aici, în ferma asta, avem pe ăsta. Frumos aici. Avem remorca asta, care nu e o remorcă de baluzi. Cred că o să vină să iau pe asta ca să pun baluține, cel mai bine. Un meau, o semănătoare de grâu. Rămas Ferguson, un met. Ce mai avem noi pe aici? Stați așa, mai avem ceva pe aici în spate. Lucrăm în două ferme. Este o leacă răgușit. Cred că se aude după vocea mea. Avem aici un disc românesc. Și cam atâta. Și în față aici băgăm recolte. Avem niște, aici avem niște de-astea. Secară. Nu știu, parcă e vreo 10 tone aici. În fine, așa, acolo secară și aici avem niște grâu, o remorcă, așa, bun. Bă, și acum să revenim la ale noastre, deci eram aici, tot așa, bun, tu stai aici, așa. Ai datat. Să mergem. Să recoltăm aici rapița. Nu mai e mult. De câte m-am aveți, m-am dăcut aici.
A, și m-am și partea în față. Pua! O să vreau să pun niște iarbă. Sau nu știu, să văd. Aș vrea să fac baloți. Da, să văd. Așa. Să văd. Mă, nu te închizi. Așa. Bun. Să văd, aș face baloți, dar nu știu exact. A, și... Hai să iau și aici capul ăsta, nu cred că mă mai întorc. Bă, dar e imensă combina asta. E imensă. Nu știu, dar mi se pare foarte mare, foarte grasă așa, nu știu. Și masa, și masa de lucru, doamne, de recoltare e foarte mare. E foarte mare header-ul. Așa. Ridică. Așa. Bun. Da, e foarte mare combina oricum. Hai repede aici. Jap. Și eu mai am niște baloți. O să vă arăt. Am o grămadă de baloți de adus. Nu știu dacă mai fac. Nu cred că mai fac pe aia. Dar pe aia clar nu-i mai fac. Numai că mi s-a luat efectiv. O să vă arăt. Deci am făcut la baloți de amici 146. Că mi-arată numerotează. Îmi numerotează de fiecare dată și văd acolo. Mi-arată sus, unde sunt banii, unde vedeți euro sub bani. Acolo mi-arată. Mă, dar asta are aici, nu are. Nasol. Aha, asta e rabatorul. Aha, ok. Bun, hai că terminăm și noi aici partea asta. Și vreau să mă duc să adun toți baloții. Vreau să iau iar tractorul, iar mă duc să adun toți baloții. Le las deocamdată, le las așa, dă-le naiba. Hai să deschidem ca să fie deschisă cu alea. Iau mașina, mă duc, iau tractorul, mă duc cu remorcile acolo, strâng baloții, aduc baloții, iau și remorca aia mică, iau mașina după mine ca să iau remorca aia mică. Deci o să vedeți că e nebunie mare pe aici. M-am jucat foarte mult ieri, aseară. Ah, 25%. Așa. Bun. Uite ce jopoi. Așa. Mâine s-ar putea să fac, dar nu cred. S-ar putea să fac live, dar nu știu exact, să văd. Să văd că dacă luăm toată ziua mea, o să fac și un videoclip special. O să vedeți. Bun. Hai că o las aici așa, parcată. Haide. Ce de chip aici? Ai o cheie de... Dacă stau să mă uit eu leacă, e de 24. Ai o cheie franceză. O daltă parcă aia, un ciocan. Da. Așa, să luăm și pe ăsta. Jap. Azi. Bun. După tractor. Repede, după tractor. Să iau... Da, hai să-mi dau de pe ce mai... A, hai că văd că mai încape. Oho, mai încape destul de rapid. Sper să prind și un preț bun. A, că aș prinde un preț bun, ar fi... Nice. Very nice. Haide, ia. Până mor. Ce să mai aibă, că nici nu l-o simți, ce naiba. Oh. Ah, trebuie mai. Aha, sap. Jap. Uite așa. Aici las așa. Și pe ăsta. Așa, hai să îi dăm un R. Nu, de altă dacă să scap. Că direct când iei să intru, vin direct și bag direct în brazdă. Hai să golească repede. Gata. A, din câte vedeți, avem numai UTB-uri. De ce? De plăcere. Pur și simplu, vreau să mai lucrez și cu UTB-urile pentru că simt că nu prea lucrez cu ele. Le am moduri, dar nu prea lucrez cu ele, fraților. Așa că, de ce să nu? De ce să nu? De ce să nu? Că sunt chiar frumoase. Așa. O, ușor.
Aici aș vrea să mai pun niște sere. Așa. Așa, bun. Azi pornim și noi OTB-ul. Uite, așa. Perfect. Așa. Bun, hai da. A, trebuie să deschid porțile acum. Ia, a, se deschid în afară. Nu știu, porțile astea ori sunt puse invers de creator, dar eu din câte știu, niște porți nu se deschid așa. Urmează să deschid înăuntru. Hai da. Fiorosule. Asta e cel mai puternic tractor din fermă. Stai așa să treacă ăsta cu sameul lui. Same? Same. Nu? Ba da, să. Bun, să mergem. Așa. Bun. Mergem repede. Da, hai cu să iau pe aici. Mașina e, mă, după mine? E. E bine că e. Dacă nu era... Ia, hai să fac... Ai de viața mea, vreau și o să fac o poză aici. De thumbnail. Aș face aici o poză. Dar am scos chestia asta să nu mai pot să fac poză pe video. Nu știu cum naiba. A, și apropo că tot veni vorba. Nu știu, frate, dar la mine aseară se băguise foarte rău TikTok-ul. Deci avea un bug extrem de mare. În primul rând, nu mai puteam să editez videoclipuri. Nu mai puteam să pun melodii din salvate, nu mai puteam să fac nimic, nu, eu nu înțeleg, nu știu ce a avut aseară, dacă și la voi s-a întâmplat, nu știu, nu știu ce să mai zic, că e gravă situația. Haide, că nu e atât de gravă, dar, na, nu știu, în fine, hai că vă urcă UTB-ul. Mașinița să ține pe noi. Bă, că e neam Marcel acolo în spate. Haide să vă arăt și la ce de astea avem pe aici. Oricum, trebuie să recoltez tot, dau cu discul. Băgam și piciorul. Dar nu s-a putea altfel, Doamne ferește, Doamne ferește. Așa. Ziceți, trebuie să recoltez totul, dau cu discul și vedem. Vom vedea. Așa. Haideți să vă arăt și eu ce e pe aici nebunia asta. Duc cu TB-ul, leg după mașină, leg remorcuța după mașină și mă duc cu mașina. Ia să vedeți. Cu remorcuța, ca în remorcuța plină. Ia să vezi că mi se... Gata. Mi se că pare că e cam desfocalizat ăsta așa o leac. În fine. Ia uitați, frate. What the fuck? What? Bă. Ăștia normal erau așezați frumos. Mă, ăștia au prins viață. Mă, ce naiba? E, te ia, du-te tu, mă, băgame, e, băgame, tu te dai aici. Bă, frate, au prins viață, mă. Doamne. Dar trebuie să-i pun și pe ăștia repede sus și dau de mașină, lâlâ, de două ori, la... ca să decupleze, să cupleze chingile. N-am mai făcut în partea asta că mi s-a luat la ce aici. Și ce a fost? Numai să vă gândiți ce a fost de baloți aici. Deci când am văzut cum ieșeau, Doamne, ce aveți? Sunteți nebuni. Să-mi iau și o mașinică. Adi. A, stai, așa. Hai repede. Așa. Mă duc să golesc, fac astea și ne vedem și ne auzim data viitoare. Ce ales? A, stați, 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 stați. Nu închid încă, nu închid, că vreau să văd ce se întâmplă cu mașina. Cu asta, cu remorca. Așa. Așa. Bun. Ia. Hai să vedem. Nu știu de ce, dar cred că ăștia îmi fac mie lag. Nu știu, așa presimt eu că am lag. Așa presimt eu că am lag destul de mare.
Și cred că-i vând. E. Da. Cred că-i vând. Nu cred, și sigur îi vând. Pe toți. Și pe aia din curte. Nu știu ce, dar cred, nu știu, nu fac lag, efectiv. Văd că am lag. Ieri n-am avut până să-i fac lag. Să mișcă așa. Ciudat. Bun. Mă duc direct să-i... What the fuck? Ah, ok. Mă, ce e aici? Bă, dar chiar m-a enervat. Să-mi bat piciorul în ei. S-a întrerupt pe jocul. Ia uite, cade 1, cad 2, cad 10. Deci dacă vă spun cât de frumos erau așezați, nu mă credeți. Băga mea și piciorul în ei. Oh, că se răstoarnă. Oh, prr. Da, îi vând pe toți. Eu nu mă mai gândesc, mă duc direct și îi vând. Bine că știu și unde e locul de vânzare. O să-i vând și pe ceilalți. Ai. Îmi bat piciorul în ei. Oricum vreau să fac balos de silici. Vreau să fac balos de silici că... Sau... Nu știu. Să văd. Oh, uite, duci, mă. Așa. Hop. Hop. Așa. Ai, mă. Ai, tataie, mâncați aici. Ce verde. Mașina. Ade. O, bă, că moare. O. A. Asta e situația cea mai bună, să te oprești instant. Așa te poți opri instant și gata. Mă, dar mașina asta, uite, cu ea alta. Mereu de fiecare dată mașina asta aici tras pe dreapta. E altă culoare. Așa. Bună! 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 Nu e bună! E bună, băi! E naturală, mă, e bună, e naturală. Băi, ești nebun. Mamă, ce m-am dus acolo. Hai de viața mea. Hai să vedem aici. Dacă vine asta. O, ușor. Ușor, că intrăm în casa lui ăsta dărâmată. Dărâmată deja. Hai, da. Aici e parcă. Eu așa știu. Ia-mă. Undeva în spate, pe aici. Mem. Mem. Vedeți când se răstoarnă asta. Ia-mă. Nici nu mă interesează prețul. Ok. Deci aveam 1000. Am luat cam 3000. Bună, mai naturală. Da, băi, băieți, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să primiți fiecare notificare de la fiecare videoclip pe care îl postez. Și da, ce să vă mai zic, nu vă mai zic nimic. Ne vedem și ne auzim data viitoare, când vedem ce mai facem data viitoare. Ce-au ales?